Potrivit documentului, un prim proiect care ridică o serie de întrebări este DN66 de fileul Jiului, respectiv parcarea și podul din zona mănăstirii Lainici. Despre parcare nu se mai știe nimic, iar lucrările la podul peste râul Jiu au fost stopate din motive necunoscute. Actuala parcare de la mănăstire pune în pericol desfășurarea traficului în acea zonă, întrucât vizitatorii lăcașului de cult, destul de numeroși, traversează cu mare risc pentru a ajunge pe partea mănăstirii. De asemenea, întârzierea începerii lucrărilor la podul de la Lainici afectează desfășurarea traficului de mare tonaj pe acest sector de drum național. Din cauza restricțiilor de tonaj impuse, camioanele cu gabaritul mai mare de 30 de tone ocolesc gorjul pentru a putea ajunge în județul Hunedoara, potrivit lui Florin Cârciumaru. Ministrul Transporturilor mai este chestionat de senatorul de Gorj în legătură cu DN67 de Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă, Băile Herculane. Încă nu au fost demarate procedurile pentru organizarea licitației privind modernizarea șoselei respective. Un alt drum național cu probleme care tranzitează gorjul este DN67B Scoarța, Licurici, Târgu Logrești, Drăgășani, Vâlcea, Pitești, Argeș. Despre reabilitarea acestuia, discutându-se de mai mult timp, însă execuția nu a fost demarată nici până acum, mai spune Cârciumaru. Parlamentarul mai solicită lămuriri în legătură cu necesitatea unor lucrări de reparații la Transalpina, reluarea lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu și îl întreabă pe ministru dacă există buget aprobat pentru construirea drumului expres Târgu Jiu-Craiova și care va fi traseul acestuia.